și am făcut ce era de făcut. M-am dus în America. Salut, șacalilor, ce faceți? Da, deci multă, o infinitate de oameni mi-au cerut să facă povestioara asta, mi-aș cerut deci peste tot, nu mai știu, pe mail, pe WhatsApp, pe Twitter, n-am Twitter, dar mi-aș cerut și acolo să vă povestesc despre relația mea și a Selinei Gomez, deci relația noastră cum ar veni. Întrebări de genul cum ați ajuns împreună, cum e cu distanța, cum dacă vă mai iubiți, băi, o să răspund la... O să încerc să răspund la toate întrebările ca să vă fac clară relația mea și a Selenei Gomez. Știți că eu sunt foarte serios în story time-uri și înainte să fiu serios vreau să vă zic să lăsați neapărat un like pentru mine și pentru Selena. Și dacă vă uitați în descriere aveți codul meu la cerere cu reducere la cele mai șmechere haine folosite la Colosnic 15. Vedeți voi pe Hypeware acum, hai să trecem la treabă. Da, eram undeva, nu mai știu acum cât timp, prin 2012 dacă nu mă înșel, pe acolo a început totul. Da, în 2012 mai exact, când s-a terminat ultimul episod din Magicienii din Waverly Place, eu urmăream pe Selena de ceva timp, dar deci eram și eu mai micuț, o știam. Atunci am început să vorbesc cu ea, eram foarte mic și nu știam de calculator, rugam pe mama să-i trimită scrisori. Ea îmi scria mie, dar mi le citea mama că eu eram mai micuț, mă înțelegi. Dar niciodată n-a contat pentru noi diferența asta de ani, pentru că dragostea n-are vârstă, după cum bine știți. La început recunosc că a fost greu și de asta când mai primesc întrebări cu Snick, tu chiar ești împreună cu Selena sau cum e? Băi, nu mai fiți handicapați, deci nu, serios. Deci după ce am suferit atâta timp și a fost atât de greu, chiar vă mai permite spuneți întrebări de astea. Deci mai fiți bulangii, vă rog eu frumos. Eu chiar dacă nu eram destul de cunoscut pe atunci, era un pic mai cunoscută cei drept decât mine, dar nu refuza să vorbească cu mine. Dar pentru că a fost o chimie dintre noi de la început, mă înțelegi? Am vorbit așa puțin timp, mai exact vreun an, iar relația noastră la asamblare mai exact pe 12 mai 2013. Anul ăsta facem 6 ani împreună pe 12 mai. Sunt foarte fericit și ea de asemenea. Probabil vă întrebați, hei Snick, dar noi știam că Selena a fost cu The Weeknd și cu Justin Bieber, frate, astea-s prostii, like, what the fuck? Nick, dar noi te-am mai văzut și pe tine cu alte fete, like, man, what the fuck? Iar, stați liniștiți, nu s-a întâmplat la niciunul nimic, asta e doar pentru showbiz, e doar pentru social media, nu-i nimic mai mult. Gen, what the fuck? Voi credeți că chiar a fost cu Justin Bieber? Doamne, iartă-mă! Deci, măi, oameni buni, când ați văzut interviuri sau când mergea ea cu The Weeknd, cu mor, băi, nu se întâmpla asta, morților, crede-mă pe mine, că eu vorbesc cu ea, doar e iubita mea. Efectiv, 20 de minute duceau acolo până la hol, eu îți făceau niște poze, după care asta se întorcea acasă, vorbeam pe Skype, mamă ce vremuri, vorbeam pe Skype, pe Facebook, da, foarte tare. Nu mai zic cu The Weeknd, nici măcar nu era Selena Gomez, asta când își făcea apariția, era de fapt sosia ei pe care o chema Angela. Angela o chemă. Și mă suna Seli, știi, gen, eu zic Seli, pentru că na, e dragoste pură, îi zic Seli în loc de Selena. Mă suna Seli, zic, măi Luci, măi iubire, măi, iar trebuie să merg cu ăsta. Zic, măi, trimite-mă pe Angela și gata, tu stai și vorbești cu mine. Și zicea, da, wow, te iubesc, iubirea mea. Bineînțeles, și la mine nici eu n-am fost cu nicio fată și la mine era doar așa de aparențe, nu eram eu mai exact, era soția mea Dorel. Am eu un prieten Dorel, e de la țară, dar seamănă foarte mult cu mine, nu eram eu, stați liniștiți. În 2015, mai exact, era să ne despărțim, frate, deci atunci efectiv nu știu ce s-a întâmplat. Eu atunci începusem cu YouTube-ul, știți? Nu era foarte cunoscut, dar mă axam foarte mult pe treaba asta și ei nu i-a plăcut că începeam să fac live-uri cu Omegle, vorbeam cu alte fete și a devenit foarte geloasă. Ei bine, cu siguranță a fost ăsta unul dintre cele mai grele momente din viața noastră și am făcut ce era de făcut. M-am dus în America. Era foarte trist, a avut o perioadă de depresie din cauza asta și acum, Doamne. Mi-amintesc când, nu voia să-mi dea aia viza să merg în America și le-am zis, domnilor, dar voi știți cine este Selena Gomez și că da, și voi știți cine este prietenul ei, gen iubitul ei și fac aia, oh my god, Snick Luci, tu ești, doamne, și mi-au pus tampila așa, mi-au zis, du-te repede la ea, știi, și eu eram bine, ok. Azi era mai mic un pic, nu mai știu câți ani aveam, aveam vreo 15 ani pe acolo, ea era un pic mai mare, cred că avea vreo 20, dar nu era problema asta, frate, nu contează. Mi-a luat băgăjelul și am fugit repede la ea, nu am postat nicăieri pentru că n-am vrut să se știe de noi și că merg în America și chestii de genul. A fost un zbor destul de greu pentru mine, nu mai știu cât am făcut, cred că am făcut o zi, nu mai știu, 10, 15, pe acolo.
acolo o grămadă de ore cu avionul, am schimbat fusul orar, dar toate astea pentru ea, frate, știi? Da, aveam și o foarte mare emoții pentru că nu-mi văzusem iubita de mult timp, adică era prima oară când îmi văd iubita, știi? Nici ea nu se aștepta, dar noi ne iubeam foarte mult, mă înțelegi? Ajung în America, frate, nici nu mai știu cât era, 2 dimineața, dacă nu mă înșel, era la ei, am luat repede acolo o limuzină, ceva, nici nu mai știu ce am luat și m-am dus repede la apartamentul ei. Bineînțeles că aveam cheia de la apartamentul ei, mă rog, de la unul din apartamentele ei, pentru că eu îi cunosc pe bodyguard ei, eu i-am angajat să aibă grijă de ea, pe Johannes și pe John, și ei doi mi-au dat cheia și m-am dus la ea în apartament. Da, și am mers tip-til până în camera ei, frate, și ea dormea și avea efectiv, deci nu vă mint, acum avea șervețelele, frate, erau toate cu demachiaj, cu machiaj de la, a plâns foarte mult, mă, ți-e pentru mine. N-am cum să nu mi-aduc aminte cum stătea așa gen învelită și m-am așezat și eu ușor pe pas și stăteam așa gen și mă uitam la ea, ea dormea. Dar vezi ce înseamnă conexiunea, frate? Deci eu n-am făcut niciun sunet. Efectiv m-am așezat lângă ea, frate, și mă uitam așa la ea, o admiram. Efectiv era, vă dați seama cum mă simțeam. Vă dați seama. Mă uitam așa la ea, știi, chiar mă uitam, știi, și la un moment dat, după vreo 10 secunde, știi, la un moment dat o văd așa când începe să deci când a deschis ochii, oameni buni, credeți-mă, de- efectiv credea că visează, știi, dar după și-a dat seama că eu chiar sunt acolo. Luat în brațe, Luci, tu ești, Nick, iubirea mea, te iubesc, doamne, cum, frate, cum, adică știi, gen chestii de-astea, normale. Vă dați seama, am ținut-o foarte strâns la brațe pentru că era după, deci nici n-are rost să explic chestiile astea și mă mai luați voi că cum ești împreună, păi să băi, burâților. Aveți grijă ce vorbiți. Da, a fost unul dintre cele mai faine momente din viața mea. Am stat, nu mai știu cât am stat, vreo 2 săptămâni în America. Eu trebuia să mă întorc, aveam chestii de făcut prin România. N-am putut să stau mult, asta e chestia. Cel mai greu lucru în America a fost că trebuia să ne dechizăm mereu când ieșeam în oraș. Frate, știu că și acum cum mergeam la film, cum ar veni și era ea pe o reclamă pe acolo și erau niște fani, știi? Și ziceam, mamă, ce ne-am dorit să facem o poză cu Selena. Și eu mergeam așa cu ea, ne țineam de mână, mergeam la film și râdeam, ha ha ha, uite-i pe ăștia, știi? Era o afară. Tare. Mă rog, dar cred că o să fac o altă poveste cu ce am făcut noi în America și mă rog, asta e deja altă poveste, că sunt o grămadă de lucruri de povestit. Mă rog, am ajuns în România, am mai trecut ceva timp, am continuat să vorbim și stai, ia, fii atent când sună telefonul. A, fiți atenți. Da, iubire. Da, filmam acum, da. Dar de unde știai? Vrei să zici ce filmam? Povestea noastră, Seli. Da, mă, iubire, mă, tu-ți vine să crezi 6 ani, da, le povestesc acum cum e. Da, mă, la aia care nu mă cred, mă. Da? Bine. Da, măi, dar eu pe tine te iubesc, nu-mi fac acum, nu-ți pe Omega, îl filmez. Bine, pa. Și eu te iubesc, da, foarte mult, bine, pa, te iubesc, te. Da, dar mă sună foarte des, chiar când făceam live-uri, mă sună mereu, frate. E foarte protectivă dacă la asta vă gândiți, știi? Gen, e foarte drăgăstoasă, mă rog, geloasă, dar eu o iubesc așa cum e. A venit și vara trecută ea în România, probabil știți că am avut o perioadă de inactivitate pe YouTube și nici n-am postat nimic, gen că nu postăm niciunul nimic, știi? Atunci ne vedem, știi? Gen, de-aia se întâmplă astea. A venit la mine acasă aici, a fost foarte tare, i-am arătat Bacău, i-a plăcut, bineînțeles, tot dechizați, că dacă mergeam împreună, vă dați seama. Am convenat-o Bacău la what the fuck, like, what the fuck. Foarte tare, nu știu, mi se pare că avem cea mai tare relație din lume. E chiar, e genial, frate, să vezi așa cum o relație la distanță, știi, și când după atâta timp 10.000 de kilometri, voi vă dați seama, fraților, să iubești la 10.000 de kilometri. Da, am avut suișuri și coborâșuri, bineînțeles, când mă vede, de fiecare dată când mă vede că fac live cu Omega sau când mai postez și o poze cu o fată, când mă întreabă, băi, Snic, dar tu ești cu Cezara? Zic, băi, iubire. Mea, măi, cum să fiu, mă, cu ce? Așa e, mă înțelegi ce, tu ești cu Justin Bieber? Nu ești, gen chestii de astea, știi, e foarte geloasă. Da, și vara asta urmează să vină în România, să aniversăm cei 6 ani noștri, o să fie foarte tare, știi, abia aștept. Așa că aviz gurilor rele, nu mai întrebați dacă sunt sau nu cu Selena, pentru că ăsta e story time-ul și asta este povestea noastră, like, what the fuck? Băi, Nick, tu de ce postezi atâtea chestii cu Selena și ea nu postează cu tine? Păi contractul interzice asta, dacă ar posta o singură chestie cu mine, efectiv paparații ar nebuni, frate, și toată lumea, tot America ar fi așa și de-aia păstrăm relația în America, cel puțin o păstrăm așa, lejer. Da, cam asta este povestea noastră și povestea noastră, știi, gen Snilena sau Selsnic, mă rog, cum vreți voi să-i spuneți, îi găsiți voi un nume. Sper că ați înțeles în mare parte care este treaba cu mine și cu Selena, cu relația noastră, mă rog, nu am intrat foarte mult în amănunte, e
foarte mult de explicat, dacă vreți mai fac un episod, dacă am asta în mică parte. Dacă credeți că nu puteți să fiți împreună cu o fată sau cu un băiat care e la 30 de kilometri distanță sau un alt oraș, băi, gândiți-vă că totuși noi suntem eu aici, ea pe cealaltă parte a globului și tot avem relația asta, mă înțelegi, de 6 ani. Nu uitați să dați un follow pe Instagram să vedeți ce mai postez cu Selena. Eu trebuie să închid repede episodul, că mă rog, trebuie să vorbim acum despre o filmare de-a ei. O ajut cu sfaturi, știi, pentru că sunt în domeniu. Aveți grijă de voi și nu mai credeți toți proștii. Da, eu chiar strălucea, ciuda horoscopelor, pe marginea lacului, în spatele ploapelor, dragă doamnelor. Înapoi pe șezlong lângă geratic, totul era sistematic. Zise româna, n-avea nicio grijă, plasticul e malign, mai bine ai bea din sticlă. Nu spune multe cuvinte, visam pe...